Doamne ajută, Părinte, și bine ați venit pe canalul Calea spre Mântuire. Doamne ajută tuturor, bine ați venit la noi. Spuneți-mi, vă rog, această meserie de preot misionar a maternității cu zavodă. Este o meserie pe care ați ales-o dumneavoastră sau v-a ales ea pe dumneavoastră? Este mult spus meserie. Este o slujire. O slujire pe care Dumnezeu ți-o încredințează la un moment dat al activității tale ca preot. Și n-aș spune că eu mi-am ales-o și aș spune că Dumnezeu parcă m-a ales pentru această lucrare. Nu știu dacă atunci când m-am gândit să mă fac preot, în timpul liceului, în ultimul an de liceu, m-am gândit că voi fi preot la o maternitate. Nici nu știu dacă mi-am imaginat că voi fi preot aici în timpul facultății. M-am văzut așa cum poate se vedea fiecare loc de-al meu, un preot ca pe Vianu Rebreanu, într-un sat la țară, cu oamenii gospodari. Poate, eu știu, mai târziu, te vezi într-o comitate urbană, unde este mai mult de lucru, sunt mai alte provocări, dar așa a avut Dumnezeu ca toată activitatea mea în timpul liceului, în facultății, în timpul primul an de preoție, să mă pregătească într-o anumită măsură pentru această activitate de preot de spital, preot misionar sau preot de caritate, cum se întâlnește în nomenclatura de funcții din cadrul instituției noastre. Cam asta e. Dumnezeu m-a chemat și după vreo, cred că 97, 90, 2005, după deci vreo 8 ani de activitate în mediul rural, am vrut Dumnezeu să fiu aici în cea mai mare maternitate din țară. Cum este să lucrați cu îngerașii și de aici, de pe pământ, și cu cei de sus din cer? Și cum împletiți cele două lumi? Da, misiunea de preot într-o maternitate este puțin diferită de cea din parohia în care face parte, eu știu, fie ca e creștin și puneți o bună parte din cei care ne urmăresc pe acest canal mediatic. În sens că dacă într-o parohie știi că ai un număr de credincioși, niște frați și niște rând domnul acolo, de anumite vârste, de diferite categorii profesionale, de stare socială diferită sau poate comparabilă, într-o maternitate, cum este la noi, misiunea asta se împarte în primul rând pentru mamele care vin să nască un prunc, apoi pentru mamele care au probleme cu pruncii în timpul sarcinii sau după naștere, vorbim apoi de mamele care vin cu boli grave de sănătate, de zona ginecologică, tot felul provocări ale vieții, vorbind de o persoană care lucrează în condiții de muncă, așa cum se știe în spital, cu tensiune, care au și nevoie de consiliere spirituală. Și sigur, vorbim într-o anumită măsură și de fostele paciente care revin în biserica aceasta, unde l-au întâlnit pe Dumnezeu poate mai aproape în momentele grele ale vieții, și față de care trebuie să arătăm aceeași dragoste și deschidere. Sigur, în acest sens, îngerașii sau copiii născuți sau născuți din maternitate sunt, într-adevăr, credincioși de bază ai noștri, pentru că dacă ei sunt oarecum ignorați, dar nu foarte prezenți în spațiul bisericii, în spațiul parohial, pentru că îi vedem ca fiind nevinovați și nu cu foarte multă manifestare în ce știu, viața parohială, noi plecăm de la acest crez că pruncul, de la o zi, de la zăbeslire, până la naș, după naș, este om, în totalitate, parcă într-o formă de viață încă nedescoperită nouă și încercăm să
ne rugăm, să vorbim, să ne hrănim sufletește și în timpul sarcinii, și în timpul nașterii, și după naștere. În sensul acesta, grijă mare este pentru copilul nenăscut, care suferă, sunt foarte multe mame care vin și, date fiind de, cu problemelor sau copiilor, au nevoie de Dumnezeu și vedem cum slavă Dumnezeu prin credința mamei, prin lucrarea șefei ca medicului și prin haul Dumnezeu, mamele biruiesc de ce au întâlnit aceste încercări. Apoi suntem aproape de copii născuți care duc bucurie mamelor imediat după naștere, cum bine să ieși rugăciunile care se fac în spital după naștere. Și nu în ultimul rând, să spun mai presus, de rătături de mamele și copiii care se naște, care au suferințe în imediat după naștere, copiii intrați pe secția de terapie intensivă a maternității noastre, unde este nevoie de foarte multă rugăciune, este nevoie de foarte multă credință, atât din partea mamei, atât din partea medicilor care îngrijesc acest copii și, desigur, de foarte multă disponibilitate din partea mea ca preot și din partea tuturor voluntarilor și creștinilor din biserica noastră care, într-un fel, sau sunt obligați să facă de acești copii care suferă cu dureri, cu bolcări încă din primele clipe ale vieții pe acest pământ. Și slavă Domnului, în acești mulți, mulți ani de activitate de acum, aș spune că unde a fost credință mare, unde a fost dragoste multă, unde a fost spirit de sacrificiu de partea medicului și, desigur, unde a venit haul Dumnezeu, am întâlnit nenumărate minuni sau nenumărate ocazii în care vedem cum Dumnezeu lucrează în mod minunat în viața noastră. Chiar asta vreau să vă spun, că am o credință proprie, cum că și Hristos și Maica Domnului și o multitudine de îngeri se plimbă pe coridorul maternităților. Eu însă am fost în această maternitate. Aș vrea cu această ocazie să le spun urmăritorilor mei că am fost și sunt o mămică de un copil prematur, căruia nu i s-a dat nicio șansă de 3 mari doctori din Iași, nicio șansă de supraviețuire. Copilul meu se spunea că o să aibă inclusiv sindrom Down. Tot ce am făcut a fost să-mi ascult preotul duhovnic și să mă împărtășesc chiar de 2-3 ori pe săptămână, să mă rog și slavă Domnului s-a născut un copil perfect sănătos. Prematur, dar perfect sănătos. Aș vrea să abordăm puțin această problemă a copiilor prematuri, pentru că trebuie să recunosc că proaspăt mamă și ca mama primului copil a fost un șoc pentru mine să-mi văd copilul atât de mic. Simțeam că este atât de neajutorat și de firav, dar totodată Maria mea mi-a demonstrat că un copil născut prematur poate e mult mai curajos și mai puternic chiar și de către un copil născut la termen. Povestiți-ne puțin despre copiii născuți prematuri și dați-le un sfat mamelor care trec sau au trecut sau vor trece prin această problemă. Se spune că Dumnezeu nu dă omului o cruce mai mare decât a putea să o ducă. Și tot părinții bisericii ne spun că Dumnezeu ne dă o cruce grea, ne dă și puterea de care avem nevoie. Parafrazând această idee de bază, astfel că Dumnezeu atunci când îngăduie unei familii, unei mame, o suferință așa cum este prematuritatea unui copil, nu o face pentru că mama respectivă ar fi inamicul numărul 1 din univers sau că Dumnezeu ar fi indiferent la suferința familiei, ci pentru că Dumnezeu are mai mari așteptări la acești oameni. Și Dumnezeu îngăduie, am spus, un examen mai greu pentru mamă, pentru tată, pentru întreaga familie și dacă noi abordăm acest examen, cum spuneam și cum ați și vorbit cu mai multă credință, cu mai mult har cerut de la Dumnezeu, atunci ieșim și mai noi și mai frumoși
și a să ne mai pregătiți pentru o relație mai frumoasă cu Hristos. Într-adevăr, nu se vede la televizor, nu se vede în presă, nici măcar pe site-ul Maternităților, faptul că un număr foarte mare de copii vin pe lume cu probleme încă din primele clipe ale vieții. De obicei, este un obișnuit cu mama cu buchetul de flori la intrarea maternitate, luată de soț, de părinți, de copii și cu multe îmbrățișări. Foarte puțină lume știe că undeva în spatele maternității stau mamele care plâng imediat după naștere, stau tații care, mă rog, oameni puternici, dovedesc că ar fi atât de sensibili și neputincioși în fața acestei încercări, că, efectiv, ca și părinte, nu poți face nimic pentru copilul tău, când medicul, efectiv, dă din nume și spune că trebuie să avem răbdare și credință pentru a putea să avem și niște rezultate. În acest sens, spune undeva, anual, cam, poate ca 1000 de copii trec prin secția de prematuri a maternității cu zahodă, cu diverse grade de prematuritate, vorbind de copii de 460 de grame, care ar fi recordul absolut al maternității noastre, de copii în sus prematuri și la 3 kg, pentru că au venit cu câteva zile sau săptămâni mai devreme, dar copii, să spunem, cu voluntate mare, dar care suferă de tot ceea ce înseamnă simptomele unui copil prematur, probleme cu respirația, acomodare mai greoaie la viața extrauterină, complicații, vorbim de hemoragii, vorbim de infecții, vorbim de tot felul de probleme pe care, desigur, de o mare parte a mamelor nu le cunosc și pe care o bună parte de mamele noastre, cele care ies în spital, au trecut prin ele. Cert este că atunci când mama abordează cu credință această mare provocare, așa cum ați și menționat, mama este o câștigătoare. Nu vorbim doar de fiica dumneavoastră, care este un copil special și spuneați un copil care e de dovadă de aptitudini peste medie, pentru că este o trăsură generală și chiar cum vă spun la doctor Stamatin, șefa de clinică și cea care condă această asistență prematură de foarte, foarte mulți ani, îi spun că biserica mea are ca principalii credincioși copii născuți prematuri și mamele care au avut pruncii veniți mai de ceva mai devreme pe lume și asta pentru că această perioadă în care mama a fost încercată cu durerile pruncului s-a lipit de Dumnezeu. Iar acești copii sunt copiii care ne umplu viața, mai ales că fie că vorbim de acțiuni de voluntariat, fie că vorbim de spectacole caritabile, fie că vorbim, eu știu, de concerte de colinde. Ei sunt cei care cu o mare capacitate și sufletească și o dotare intelectuală superioară, aș spune eu, au dat că sunt, pe cât a fost de încercați, pe atât sunt de iubit de Dumnezeu. Nu mai vorbesc de părinții care, cum am zis, ești în diritori, împreună mutăm munții. Dar, repet, ajungem să fim așa niște campioni în lumea aceasta a bisericii, dar dacă abordăm relația cu Dumnezeu cu foarte multă sinceritate și cu multă smerenie, simte și acum o întâmplare, să numim haiasă, când undeva proaspăt dătic și eu, în urmă cu mulți, mulți ani, în fața maternității, întâlnesc un domn în fața unei mașini, un SUV de ultimă generație la lumea respectivă, destul de disprețuitor la vederea mea ca preot, mă cătă haine de preot cu un banc de specie luat de la un magazin din fața spitalului, repet, pentru copilul meu de acasă și, desigur, a încercat să-i scrie un gest din cele mai probabile atunci, deci cu preot, sunt astfel de gesturi pe care oamenii care ne ascultă le-au mai întâlnit. În momentul respectiv, pe ușa maternității, vine mama, vine soția domnului, proastă mică de copil, de copil prematur, face o reverență în fața mea, să-mi dea părinte, mulțumesc că v-ați legat pentru mine și copilul meu, la care s-a uitat așa o stare de șoc și s-a văzut direct pe fața domniei sale rușinea și, mă rog, modul acesta în care a fost smerit de mama care s-a rugat. Așadar, prin credința mamei și a copilașului încercat,
câștigă și soții și tații acestor copii și pot spune că pentru copilul bolnavior, poate care a suferit mai mult, aveți un întreg clan, o întreagă familie, mă refer la bunici, unchi, mătuși, nașe, la credință. Încât o spun cu toată credința și cu certunea de preot în Biserica lui Hristos, că niciun copil nu se naște mai devreme sau cu sfință la întâmplare și Dumnezeu are mai mari așteptări și de fericire dacă noi suntem între El, biruim orice provocare de acest gen. Aș vrea să facem puțin o paralelă între mămicile care aleg să renunțe cu ușurință la o sarcină și la mămicile care își rup inima din piept în timp ce pierd un copil. Da, e o temă foarte complexă, tema copilul care nu ajunge să trăiască după naștere sau înainte de naștere. E bine de știut că viața este darul Dumnezeu și doar Dumnezeu gestionează venirea unui om pe lume și pe cai lui din lumea aceasta. Fie că un om pleacă la 90 de ani din lumea aceasta, la o vârstă patriarhală, fie că pleacă la câteva zile de la zămislie sau de la naștere, Dumnezeu îngăduie ca omul să plece din lume. Cum a tâlnit un ginecolog într-o clinică din Grecia, din zona Larisa, îmi spunea că din punctul său de vedere, undeva un procentaj de 30% din copii nu se nasc sau nu trăiesc după naștere. Și încerca să justifice în acest fel că el, ca și medic 80 ani, nu are voie să decide asupra vieții unui copil. Pentru că Dumnezeu, prin pâlchii pe care le are, iată, întâlnește ca o viață să sfârșească în prime luni de viață intrauterină. Asta, de fapt, în efectul de mână, adică să sublinieze gândirea noastră creștină, cum că în pântecele mamei nu ai ce căuta decât un amiriu care salvează viața, nici de cum cea care vine să o ia plătit fiind de mamă. Fie că vorbim de bolele mamei care resping uneori viața copilului, fie că vorbim de sfințele copilului care mai târziu a putea fi foarte greu tratabile sau rămân netratabile, Dumnezeu rânduiește ca acești copii să plece de lume, mama bucurându-se doar câteva luni, poate, sau câteva zile de acești prunci. Așadar, nu vorbim doar de cazuri izolate, ci de foarte, foarte multe mame care trec prin această dramă, prin care fac toate eforturile de a duce un copil dorit, dar, din păcate, el nu se naște. Procentual, se știe, clipa de față, una din cinci mame nu poate avea copii în lumea noastră modernă. Nu e puțin lucru, nu e puțin lucru, dar eu spun aceeași timp că dacă Dumnezeu a gândit ca o mamă să nu poată avea un copil în brațele ei, nu a făcut că a pierdut echilibrul demografic, ci a făcut pentru că acele mame care nu pot da naștere să devină mame pentru copiii care poate sunt veniți în aceasta fără a avea niște părinți pregătiți pentru a-i crește. Așa cum nu avem copii nedoriți, ci copii veniți la părinți nepregătiți sau la momente nepotrivite din viața lor. Așa este, desigur, dacă încă mai sunt oameni care cred că este dreptul lor la renunța la viața unui copil, îi voi dezamăgi prin prezența mea ca preot în fața lor, că am și studii medicale la bază, nu sunt studii la Harvard, dar sunt studii medicale serioase, făcute într-o școală medicală serioase, cum că viața unor nu este nici la îndemâna medicului, nici la îndemâna părinților. Nu e nicio libertate, niciun act de garanția drepturilor omului, aceea de a îți ucide pruncul în pântece. Gândiți-vă că în spitalul Cuza Vodă, în care se află peste 100 de medici primari, specialiști sau rezidenți, procentul medicilor care încă mai cred
că pot și au dus la avort este unul nesemnificativ. Poate sub 500 de medici și poate deformați de-a lungul vieții de alți și alți colegi cumva deformați de gândire ateist științifică, așa cum o știam noi pe vremuri, unde omul nu era văzut decât atunci când ajungea să se manifeste în lume ca un om nou, om care să fie, să spunem, educat în gândirea, în gândirea aceasta împotriva lui Dumnezeu și împotriva gândirii noastre creștine. De aceea spun, dacă medicul nostru de învățat este împotriva avortului, secția de avortul s-a închis în spital pentru că medicii au refuzat să mai ucidă copiii plătiți fiind de mame. Dacă pune juridic, ne este avocat să care să nege dreptul la viața unui copil, încât copiii nenăscuți moștenesc părinții, indiferent dacă tata sau mama l-a dorit sau nu. În cazul unui divorț, o mamă care nu învânce un copil nedu de tată, acel copil va moșteni împotriva voinții tatălui dreptul său la avere și la pensia alimentară, nu-i așa? Ei, dacă juriștii recunosc, înseamnă că noi, de fapt, apelăm la avort ca urmare a deciziunilor oameni. Cine sunt acei oameni? Un parlament post-revoluționar făcut din securiști și criminali în serie ai bunicilor și sluncilor în colecțiile comuniste, pentru că aceasta a fost concelul României după Revoluție. Lor le datorăm, sau să spunem, unor influențe efectiv demonice ale unor grupări anticreștine din afară care se luptă cu o luptă cumplită, cu resurse financiare uriașe pentru a distruge o civilizație și o familie sănătoasă. E bine să ne uităm atunci cu ochi de avort la cel mai autentic studiu științific făcut în neamul nostru. Dacă străbunica mea, dacă, eu știu, neamul meu știa că avortul este o crimă. Repet, dacă medicul român din maternitate, de la domnul profesor, unul fiscu până la ultimul rezident care trebuie poartă să știe că avortul este o crimă, atunci cine este străietarul nostru în ala viața unui copil? Înseamnă că avem probleme mari din punct de vedere intelectual și informațional, avem probleme mari din punct de vedere social, pentru că nu înțelegem locul nostru lumea aceasta și, desigur, probleme grave din punct de vedere spiritual. Omul creștin nu poate face un avort. Nu biserica, nu patriarhul nostru, nu eu interzic avortul, ci Dumnezeu cel veșnic, care în porunca cea mare, a șasea din Biblie, ne dirige avortul. Dumnezeu care, prin prima poruncă în Biblie, când îi face pe Adam și pe Eva, ne dă puterea de a da viață, nu de a omorâ viață. Dumnezeu care, Iisus Hristos, venind în lume, deci binecuvintează copiii spunând, lăsați pungeți să vă la mine și nu-i opriți, și care, nu uitați, face prima mână la o nuntă. Atât de mult iubește Hristos familia și pruncii, cât prima mână face la o nuntă, binecuvânt tinerii, pentru naștere pruncii și viața de familie. Cine spune că pruncii pot fi avortat, nu este creștin și nu este nici român și nici ortodox, bineînțeles. Am fost pus în situația de a îi da un răspuns foarte dur medicului care m-a sfătuit să renunț la sarcină. M-am uitat în ochii lui și l-am întrebat: domnule doctor, dacă e să-mi omor copilul pe care l-am acum în pântece, acum, și să vă omor pe dumneavoastră, este vreo diferență? Și am văzut că m-a privit așa ca pe o nebună, cred, pentru că a fost șocant ce i-am spus, însă mă bucur că am auzit și am foarte mulți prieteni, cunoștințe, medici, ginecologi, care într-adevăr au renunțat de mult în a mai face avorturi la cerere. Da, aici aș mai adăuga o singură să spunem, prezentare a tematicii avortului, în sensul că când vorbim de acel avort așa de terapeutic pe care medicul proaspăt sau medicul specialist, medicul primar, crede că îl poate, la acest drept al avortului terapeutic, îl poate solicita pentru că un copil ar fi bolnav, urmează iarăși de o mare eroare medicală prin care medicul își imaginează
așa a fost el pregătit, că luând viața unui copil născut suferind, va putea face bine unei familii. Ei afirmă și au destul de dispute și chiar poate uneori probleme în această privință, vedând că pregătesc nașterea pentru o nouă sarcină. Mama fiind doar, să spunem, o femeie gestantă, care trebuie pentru o nouă sarcină. El, medicul, din păcate, ne-a avut procese de ordin mental sau spiritual, încalcă libertatea femeii de foarte multe ori, îndemnând să facă, să uite la acest copil bolnav, pentru că el crede că va fi mai bine. În realitate, mama trebuie că avem cel puțin 5-6 posibilități în cazul de față. În primul rând, vorbim de un om, un medic, care poate de foarte multe ori greși, de aceea fiecare femeie are dreptul la cel puțin 2-3 opinii din punct de vedere medical al unui medic credincioși și care sunt pregătiți să dea viață, nu să ia viață, atenție foarte mare, așa, asta înseamnă că dacă medicul greșește, cum sunt foarte, foarte multe cazuri, atunci omul, un copil sănătos, dorit, nu uitați că pentru copil bolnav, într-o situație cheltuiește de milioane de lei pentru o boală ani întregi, tu ai un copil sănătos pe care îl urmărești că ți-a spus medicul, așa, în al doilea rând, putem vorbi de copii care depistați fiind cu multe pentru sarcini. Pentru că Dumnezeu a avut o boală, copiii se pot pleca în chip miraculos, telefonul este plin de mărturii ale mame, de mame cu care ne-au dat mărturie că au avut de a produce dublu, triplu test pozitiv, până și amicenteze pozitive, copii care s-au născut sănătoși, deși medicii le-au văzut că vor avea copii bolnavi. Apoi, vorbim de copii care, iarăși, bolnavi, se nasc cu boli și cu numai terapie adecvată după naștere, cu multă credință, prin botez, copiii se fac sănătoși. Au caz de copii care au fost depistați cu suferințe cardiovasculare, trimiși la Târgu Mureș să se opereze. După botez, copiii au Târgu Mureș și medicii nu au avut ce opera. Deci Dumnezeu lucrează în mod minunat peste putința mea de a înțelege. Așa, desigur, avem de copii care, deși bolnavi sunt oameni, n-ar trebui să își curească mâinile și conștia cu sânge copilului, pentru că acești copii se pot opri din evoluție și, în acest fel, ei fac tot ceea ce pot pentru copilul lor. Apoi, vorbim de copii care, după naștere, botezați fiind, pot pleca la cer ca îngeraș și atunci mama va avea, nu o povară, ci toată viața, cu ca un îngeaș în cer, un rugător pentru ei, pentru ele. Și, în ultimul rând, un caz foarte special, mame care, deși nasc un copil bolnav și vor crește întreaga viață un copil bolnav, vor fi mame martire, pentru că atunci când aceste mame își aturează cu adevărat pentru copilul ei întreaga ei existență, atunci Dumnezeu vor spune că descarcă asupra ei un ocean de har care le face din start câștigătoare înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor pentru veșnicie. Ia-ți crucea și urmează. Da, ați abandonat la crucea atunci când medicul îți dă un diagnostic foarte, foarte dur. Este o mare greșeală, pentru că sunt de asemenea foarte multe cazuri și nu vorbim de coincidență, așa cum mi s-a spus, în cazul în care mama face acolo astăzi, iar zilele mici sau peste câteva luni, copilul, dacă se îmbolnăvește de o boală incurabilă sau mama dobândește o boală incurabilă, încât chiar și situația în care am văzut decât un caz în biserică, o mamă la a treia sarcină, un copil pierdut la a patra sarcină, un copil pierdut cu, am uit în timpul primei sarcini, au fost două cezariene, vine în maternitate, un uter cicatrial și un uter care s-a rupt la ultima cezariană. Primul medic a spus că nu are nicio șansă să asupluci că ar fi bine să gândească la un putere, la un avort. Bineînțeles că nu am fost de acord și am cerut și eu a doua opinie. Medicul a doilea a avut cu totul și o altă prezentare a cazului și a spus că nici nu este așa cum este prea mică pentru a ne da cu părerea vis-a-vis de ce se va putea întâmpla doar la 5 săptămâni, o arătă să aibă răbdare, să aibă credință. Uterul ei este un organ cu mare capacitate de reface, încât nu sunt riscuri majore și ele vor fi evaluate pe parcursul evoluției copilului. În niciun caz nu se poate vorbi de un avort. A plecat o mamă
un alt om din biserică, știi că medical unde am trimis-o, de la o altă mamă crezătoare veselă, care va putea fi mamă o trai lună de copiii ei, nu toată viața, aș spune eu, o epavă care va avea pe conștiință moartea de copil nevinovat. Aș vrea să ne vorbiți acum puțin despre proiectul dumneavoastră pe care la care munciți zi, noapte, timp de ani de zile, și să-l faceți cunoscut și urmăritorilor canalului Calea spre Mântuire. Da, bănuiesc că mare parte celor care ne urmăresc sau pun lucrurile din biserică au auzit de lucrarea minunată pe care Dumnezeu a îngăduit-o în bisericuța noastră sau a binecuvântat-o în bisericuța noastră, pentru că ne-am dorit foarte mult să ajutăm oameni să nu mai facă avort. Dintr-un început ne-am luat așa ca și crez, nu doar să motivăm mamele să nu mai facă avort, ci să-și le ajutăm în mod concret pentru a trece mai ușor peste provocarea venind un nou copil în familie. Dacă pentru dumneavoastră și pentru mare parte din mamele noastre vine un copil, este o mare bucurie. Nu uitați că într-o casă cu mulți copii, într-o casă în care poate ai un soț stăpâne de viciu, de patim alcool, într-o casă în care poate tata a plecat de acasă în timpul sacei sau și simplu a plecat la Domnul, sunt destul de cazuri, copilul respectiv nu mai este o bucurie, este o povară, este o gură în plus, este o gaură mare în bugetul familiei. În acest sens, încă din prima zi de maternitate și chiar înainte de a fi preot în maternitate, mi-am propus să trecem de la rugăciunea frumoasă pentru a întâlni spiritual mama și binecuvântarea ei cu Sfintele Taine și la o formă de slujie după slujirea lui Dumnezeu, încât a plecat de la oferi mamei și copilului de acasă sau cel de maternitate la naștere, un banc de scutecelbe, o sacoșă cu hăinuțe, o pungă cu alimente, la lucruri mai concrete. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ajungând acasă, am văzut o casă plină de copii, am văzut că nici ei nu au haine, nici ei poate nu au putut merge la școală, nici ei poate nu au mâncat lapte de ceva timp, și am trecut la lucruri concrete, începând de la îmbrăca, a hrăni, a le preface locuința, a le este locuința, și a purtat de grijă lor pentru cât timp ne va ține Dumnezeu sănătos și ne va binecuvânta această lucrare. Am ajuns după lucrare de 15 ani să avem în baza asta, anul acesta, cam 7500 de copii, însemnând peste 1500 de mame în baza de date, copii care depind, deci e drept, din foarte multe puncte de vedere, de misiunea noastră aici. Mamele vin lunar la Iași pentru aprovizionare, copiii sunt plecați în fiecare etapă sau, eu știu, sezon al anului, început de an școlar, Crăciun sau Paște, iarnă și primăvară. Familii primesc sprijin și în ce privește energia, lemne, eu știu, reface locuințelor și tot ce putem face. Desigur, atunci când vorbim de o colaborare mai frumoasă, acolo se adaugă stimulente, vorbind de proiectul Dăruind Speranță, unde acești copii primesc și mai mult sprijin, meditații, cazare în internatele bisericii noastre, în asociații, vorbim de tabere la mare. Am dezvoltat în această zonă și o linie telefonică de sprijin la mamă la nivel național. Am dezvoltat un cabinet ginecologic gratuit pentru mame care nu își permit acest lucru. Desigur, câteva case și centre pentru mame și copii. Avem un patrimoniu destul de, mă rog, împovărător pentru noi, pentru aceste mame care nu au unde să plece pentru familie aflate în situații grele, încât de voie, din voie așa, lui Dumnezeu, am făcut tot ce ne-a fost în putință pentru mame și copii. Nu este ușor, dar cum Dumnezeu de mânuță, toate sunt cu putință. Părinte, unde pot să vă găsească oamenii care vor să vă ajute, care vor să dea o mână de ajutor tuturor familiilor care au nevoie? Am văzut că aveți o listă cu copii pentru îmbrăcat. Spuneți-ne mai multe în acest sens, oricum o să afișez paginile dumneavoastră, numărul de telefon, dar mai veniți și dumneavoastră cu mai multe precizări. Da, ne găsesc aici, în biserica
maternității consacrată din Iași, acolo, aici, unde zilnic, dimineața până noaptea târziu, eu sau voluntarii și dragii stăm la dispoziția celor care au nevoie de ajutor sau care vor să ajute. De la ora 7 până seara târziu, cineva este la dispoziția omului, repet, aflat în dificultatea mamei și a fiului defavorizat, iar, desigur, cei care vor să le găsesc aici, în bisericuț. În al doilea rând, pentru că misiunea noastră a devenit una mai populară, așa, în zona, în țară și în afară, găsesc pe acest internet care are, iată, și un rol bun, dacă știm să folosim foarte clar, unde pe pagina de Facebook Dana Maschin, Glasul Vieții, pe site-ul Biserică și pe pagina de YouTube Dana Maschin, suntem atât de activi acolo în cele tare și la care ne urmăresc, întotdeauna oferim informații despre aceste activități. Concret, o listă lungă de 7.000 și ceva de copii, în care fiecare om de bine își poate, din care poate alege un copil, lasă un comentariu, noi îl scădem din listă, iar el poate trimite bănuți necesar, 250 de lei sau, eu știu, 50 de euro acum cu inflația, cu care noi începem să cumpărăm direct la poarta fabricii, hăinuțile, toțăile, rechizitele și ce e necesar un copil pentru a începe școala demn și frumos. Numai dacă ajutăm acești copii și ne sacrificăm pentru ei, va avea bucurie ca ei să ajungă oameni mari. În caz contrar, acești copii, mie de copii din zona Moldovei, nu avem copii din Iași, avem și Botoșani, Suceava, Vaslui, Neam și din țară, acești copii vor deveni peste ani fie cerșători, fie și acolo. Sunt copii care, fără o intervenție serioasă, din punct de vedere material și în ultimul spiritual, nu pot ajunge oameni mari. Cu alte cuvinte, oferim celor care ne urmăresc șansa de a face o faptă bună, oferim copilor încercați un stop de bucurie și ne pregătim într-un mod frumos pensia sau bătrânețea. Vom avea nevoie și de tratament de stat și poate chiar de cine să ducă la groapă peste mulți ani, încât trebuie să avem grijă de viitorul nostru și mai ales de sfețelul nostru pentru că în față. Dumnezeu vom da socoteală de cum ne-am raportat la aproape noastră suferință în cauza de față copilul și mama greu încercați de sărăcie. Părinte, pe final de interviu, dați-ne, transmiteți-le de fapt un cuvânt bun, un sfat tuturor celor care ne urmăresc pe canalul Calea spre Mântuire. Da, bineînțeles că sunt foarte mulți tineri în fața tabletei, telefonului sau al calculatorului. Și pentru că ne aflăm într-o biserică amată, de tine să mă uită, vocația fundamentală de a fi părinți. Vor să fie oameni fericiți, vor să fie oameni de plin, ar trebui să știe că asta se poate face doar în armonie cu Dumnezeu. Prima poruncă din Biblie, creșteți și vă mulțumiți de părinți pământul, binecuvântarea lui Iisus la Muntele din Cana Galilei nu sunt opționale, ci sunt rânduieli esențiale pentru o viață frumoasă. Dragi tineri, nu amânați cununia în fața Domnului, indiferent că este pandemie, că restaurantul este închis sau, eu știu, formația favorită se teme să vă cânte la nuntă. Căsuiți-vă grabnic și dați naștere pruncilor. Nu un copil, nu doi, pentru că Dumnezeu nu este cu noi contabil, îl va ștăha. Astăzi câți copii cu Dumnezeu să-i creșteți. În glumă, în serios, de pe de-a trei copii de vii părinte. Mă întreabă lumea cum a fost un copil. A fost simplu. La primul copil a fost băiat, ne-am bucurat, al doilea a fost fată, a completat, să spunem, echipa, al treilea și la patria, ca așa a avut Dumnezeu. Și să știți că am o vorbă australiană, parcă un copil pentru noi, un copil pentru băieți și nu pentru țară. Nu avem doar o țară, avem și o țară în cer, ca și creștini, încât dați copilul voi să nască și nu iubiți că așa spune Hristos. Iar celor care au devenit deja bunii sau poate că nu pot avea copii să nu uite, sunt atât de mulți copii care au nevoie de o vorbă bună, care au nevoie de un demn spre credință, de o mângâiere, oriunde este loc. Mi se plângea o monahie zilele trecute, dar
bine, părinte, aveți 4 copii, ce vă pasă? Eu n-am o familie a mea. Zic, vai, maică, în primul sătul din lângă Cuvioșia voastră, vezi că cu siguranță la o margine de stat acolo, o familie cu mulți copii, care tare s-ar bucura de un cuvânt, de o rugăciune, de o citire din Biblie, dacă nu aveți ce le pune pe masă, încât să fim cu toții frați și sărori într-un Hristos pentru copiii care au nevoie de noi, iar cei care se stire, lăsați copiii să vedă la Hristos. Am o prietenă care ani de zile a făcut tot felul de tratamente pentru a avea un copil. N-au reușit. Până la urmă s-au resemnat cu ideea că pot măcar să înfieze unul. Și în ziua în care s-au dus să ia copilul înfiat, a aflat că este și însărcinat. Da, înainte de a vine dumneavoastră aici la noi în Săricuța, am avut o familie dragă care a făcut un tratament de fertilizare la primul copil, eforturi foarte mari, foarte de complicații, din fericire copilul este bine, așa, și la 2 ani după ce s-a născut primul copil, după cum am zis, efort extraordinar de a-l ai salva viața în primul rând și apoi de a-l trata, a venit fetița, peste câteva zile vom avea botez la aceste, care n-a avut nici tratament, ci doar de credință și de harul Dumnezeu, așa că unde noi, ca oameni, unde noi nu pot face nimic, poate face Dumnezeu cu copii să simță. Sărut mâna, părinte, și vă mulțumim. Să vă mulțumesc la Domnului, să aveți o viață plină de binecuvântare și de har. Doamne ajută! Dacă nu ați făcut-o deja, vă invit să vă abonați la canalul Calea spre Mântuire și să apăsați clopoțelul pentru a primi notificări cu toate noile postări ale canalului. Până data viitoare, să vă iubească Dumnezeu!